Berbec și ascendent Berbec. Păi avem un Jupiter care este în zodia voastră și care încheie săptămâna cu o opoziție pe care o face cu cine? Cu Mercur din sectorul relațiilor. A spune că este o săptămână foarte relațională pentru voi și foarte tensionată. De ce? Pentru că Venus, care vă guvernează vouă relațiile, se află în careu cu Marte, fix guvernatorul vostru, care se află într-o casă a comunicării. Deci, ce o să spuneți voi, trebuie să aveți mare grijă ce vorbiți, mare grijă ce spuneți, mare grijă ce transmiteți celorlalți, pentru că puteți face niște gafe serioase în comunicare, mai ales la locul de muncă. Vă certați cu colegii. Gândiți-vă așa, voi aveți Soarele și Venus în casa muncii. Deci acolo este cumva un interes așa crescut în perioada aceasta, da? Venus vrea să eficientizeze munca, să munciți de plăcere, să vă aducă o bucurie în a munci. Soarele vă dă energia de care aveți nevoie, însă săptămâna asta formează cele două planete aspecte mai puțin plăcute. Odată este opoziția asta de care vă spuneam cu Neptun din Pești, care vă poate obosi, vă aduce stres, agitație, chiar și agitație interioară pe care o scoateți pe la locul de muncă și vă certați cu colegii și sunteți obosiți, nu vă concentrați pe sarcini, trebuie să aveți grijă să fiți odihniți, să mâncați corespunzător, cumva să aveți grijă de sănătatea voastră, că s-ar putea să iasă niște problemuțe la suprafață. A zice foarte mult că voi vă consumați din cauza celorlalți sau puneți la suflet foarte mult ce vă zic ceilalți acolo, în sectorul celorlalți, că e partener de viață, că e partener profesional, persoană cu care colaborați, îl aveți pe Mercur retrograd. Deci nu prea înțelegeți. Nu înțelegeți pe ceilalți. Ori nu înțelegeți ce spun, ori ei spun lucruri pe care le spun greșit și voi le luați ca atare. Deci comunicarea cu partenerii, cu cei din jur, este destul de dificilă săptămâna aceasta. Vă spuneam, la locul de muncă nu prea vă concentrați pe sarcini, trebuie să depuneți practic un efort, să cereți ajutorul celorlalți dacă simțiți că nu vă descurcați, să aveți grijă în relația cu partenerul de viață, că și acolo o să apară neînțelegeri, dar să știți că vă cumva, aș zice că tot contextul ăsta astrologic vă ajută și să clarificați lucruri, să lămuriți neînțelegeri, să vă gândiți, dar sunt în relația care trebuie sau ce trebuie să facem ca să funcționeze relația noastră, ca să fim un cuplu, nu știu, model, să ne înțelegem și noi cum se înțeleg alții. Practic, Mercur retrograd asta vă și cere vouă să vă reevaluați relațiile, dar și, cum să zic, tiparele pe baza cărora intrați voi în relații. Sau faceți colaborări, sau faceți, semnați contracte, sau... Bine, nu semnați contracte săptămâna aceasta, nu aș recomanda. Ați putea renegocia, rediscuta, asta da, dar nu să semnați noi contracte. S-ar putea să nu vedeți niște chițe pe acolo, să nu fiți atenți, pentru că ăsta este Mercur retrograd. Vedeți dacă sunteți mulțumiți de locul de muncă, de program, de sarcini, și vedeți ce puteți să îmbunătățiți. Cam astea ar fi aspectele mare pentru săptămâna aceasta pentru voi. Aș recomanda berbecilor dialoguri sincere. Să nu fie acizi, să nu fie rapizi, cum să zic, impulsivi, ci să discute. Și dacă se ceartă cu cineva, să se întrebe, dar poate nu eu sunt de vină, poate nu eu am exagerat, că da, Jupiter în zodia voastră vă poate aduce tendința asta de exagerare. Și atunci poate cumva echilibrați relațiile cu cei din jur.